Bună dimineața, doamnelor și domnilor! Bine v-am regăsit la o nouă ediție emisiunii ZF, deschiderea de astăzi, cum va merge bursa. Îl am alături de mine pe Iulian Cărciumaru, investitor pe piața de capital. Iulian, salutare, bine te-am regăsit! Bună dimineața, Tipi! Mă bucur să te reaud și eu! Îți propun, dacă ești de acord, ca mai întâi de toate să facem o scurtă recapitulare a ședinței de tranzacționare de vineri, ultima din săptămâna trecută. Indicele principal BET a avut o scădere de 1,18%, destul de abruptă, aș spune eu. Avem acum un minus de 15,4% de la începutul anului. Cum ți se pare că a fost dinamica bursei în ședința de vineri? Într-adevăr, este o scădere un pic peste media unei ședințe obișnuite, însă față de ședințele din ultimele, aș spune, 4-5 luni, ședința n-a fost neapărat n-a avut o volatilitate atât de mare pe cât ne arată media ultimelor 4-5 luni. Cred că în continuare sunt destul de multe neliniști în piață și destul de multă incertitudine. În consecință, investitorii acționează destul de, poate nu haotic, poate haotic sună un pic cam mult, dar în general la orice fel de informație care apare atât legată strict de piața de capital, dar nu numai precădere și legată de această pandemie, e normal să afecteze așteptările investitorilor și în consecință și piețele se mișcă. Acest minus a fost susținut, să zic așa, și de un rulaj mai mare față de ultimele ședințe de 46,4 milioane de lei. Iată, ne-am apropiat destul de mult de media zilnică tranzacționată. Cele mai lichide acțiuni au fost OMV Petrom, am avut aici rulaj de 5,1 milioane de lei, Petrom a scăzut cu 0,92%, fondul proprietatea, rulaj de 4,6 milioane lei, scădere de 3,3% a prețului acțiunii și Romgaz, 4,3 milioane de lei tranzacții, o scădere de 0,5%. Am avut și o tranzacție de tip deal la Silvanat Crișana de 21 de milioane de lei, cu 9,5 milioane de acțiuni, tranzacție care s-a realizat la un preț mai mic cu 0,9% față de cel din piață. E vreo surpriză în topul lichidității? Nu, aș spune că nu. Suntem destul de obișnuiți cu aceste lichidități deja de foarte mulți ani pe piața noastră de capital. Ce mă bucur, în schimb, să văd, nu apare în top 3, în schimb, am văzut în, cred că, dacă nu greșesc, uitându-mă pe mediile ultimei săptămâni de tranzacționare, am văzut că Bitnet a început să apară destul de constant în top 10, ceea ce mă bucură foarte mult. Este prima companie care face trecerea de la Aero către segmentul principal și care nu doar că a făcut trecerea aceasta, dar a început să și apară în top 10 lichiditate în tranzacționare. Da, da. Pe lângă asta, Petrom, FP, Romgaz apar în mod evident și probabil că vor apărea o bună perioadă de timp de aici înainte în topul lichidităților. Cele mai mari creșteri au fost înregistrate de Teraplast Bistrița de 0,92%. Am avut aici rulaj de 786.370 de lei. Am luat noi acțiunile doar care au înregistrat rulaje de peste 50.000 de lei. Purcari, o creștere de 0,46%, rulaj ceva mai mic de 130.260 de lei. Și Banca Transilvania, care a rămas la același preț cu cel din ședința precedentă, tranzacții de 885.760 de lei. Cum ți se pare topul creșterilor? Nu sunt, cred că e destul de evident. Creșterile nu sunt nici pe departe unele care să impresioneze sau care să fie mult peste niște medii normale. De Teraplast vom discuta un pic mai mult. Purcari, Banca Transilvania, la fel n-au avut niște creșteri spectaculoase, poate doar legate Banca Transilvania aș menționa că totuși are o lichiditate ceva mai jos față de... Da. Adică nu m-aș lega neapărat de evoluția în companiei în ultima ședință, ci doar aș observa că a avut o
o lichiditate, un rulaj ceva mai jos decât eram obișnuiți cu lichiditatea acestui indice. Dintre companiile care au avut rulaje de peste 50.000 de lei, Teraplast Bistrița a avut cea mai mare apreciere din rândul companiilor din indicele principal BET de 0,92%. A fost devansată de Digi, dar la Digi au fost tranzacții ceva mai mici. Teraplast are un plus de 15,5% în ultimele 6 luni. Cum ți se pare acțiunea asta? Ai avut sau ai Teraplast în portofoliu? Sau ai cumpăra Teraplast? Teraplast este o companie pe care am urmărit, nu mai am un portofoliu, însă este o companie pe care am urmărit-o foarte mult timp, am avut un portofoliu și am continuat de fapt să o urmăresc. Ea în general se mișcă foarte mult în linie cu piața, cred că are chiar un beta foarte apropiat de cel al pieței, al indicelui BBB. E o companie care mie îmi place în continuare, o companie care a avut rezultate, că ce îmi place la este faptul că a avut niște rezultate consistente și o consecvență în rezultate pozitive în ultimii ani. A avut din acest punct de vedere aș menționa și creșterea pe care au avut-o în ultimii 4-5 ani, de când am început să mă uit mai atent la Teraplast, a avut rate de creștere bune, chiar mult mai bune decât companii de dimensiuni similare care mai sunt listate la noi pe piața de capital. Are un randament al capitalului propriu destul de bun, care se apropie uneori chiar depășește 10%, ceea ce pentru mine contează, adică e un indicator la care mă uit destul de atent. Nu aș putea spune că este o companie la prețul actual din piață, nu aș putea spune că este o companie ieftină. Cred că are un price-earnings ratio în jur de 10 sau care se apropie de 10, raportat la estimările pe anul 2020, care sunt semnificativ mai bune față de 2019, într-adevăr acesta, penul ar fi ceva mai jos, ceea ce ar face o companie în preț, prețul actual din piață l-ar face atractiv. Reținerile pe care le am și ceea ce mă face pe mine un pic, poate nu neapărat sceptic, dar ce mă face să stau mai degrabă în expectativă în privința acestei companii este faptul că are niște marje de profit destul de subțiri, ceea ce o face, evident, o expune la fluctuații, la volatilități pe venituri și pe costuri. Posibil să depindă destul de mult de perioada următoare de pachetele de stimulentele guvernamentale și programele de investiții guvernamentale, lucru care iar mă face să fiu un pic sceptic, pentru că e o direcție un pic puțin impredictibilă, iar un lucru ce ține mai degrabă, ce vine mai degrabă din zona operațională de costuri, pe care cumva coroboresc cu faptul că are niște marje de profit destul de mici raportat la cifra de afaceri, ține de volatilitatea prețurilor commodities pe care este expusă compania prin natura produselor pe care le face. Lucrurile acestea mă fac deocamdată să aștept în ceea ce privește viitorul companiei. Dacă rezultatele pe 2020 se concretizează într-adevăr și dacă prețul acțiunii rămâne în această marjă în care se situează plus minus 10% în care se situează acum, într-adevăr, compania cred că este la un preț la care merită achiziționat. Deocamdată, eu aleg să aștept și să urmăresc în continuare evoluția companiei și nu doar a companiei, cât și a mediului de afaceri pe care a expus compania și sectorul investițiilor și investițiile din sectoarele pe care este expus. Dacă aprecierile din ședința de vineri au fost scăzute și iată am avut doi emitenți care au avut rulaje de peste 50.000 de lei care au înregistrat creșteri, scăderile au fost mai abrupte. La polul opus, dinamica a fost mai abruptă. Fondul proprietate a avut un minus de 3,3, cum spuneam mai devreme, rulaj de 4,6 milioane de lei, al doilea cel mai crescut. BRD a scăzut cu 2,87%, aici am avut tranzacții de 1 milion de lei și SIF Banat Crișana, la care am avut și o tranzacție de tip deal, a scăzut cu 1,8%, rulaj de 50.420 de lei. E vreo surpriză aici?
Mă surprinde un pic, aș spune, scăderea de la fondul proprietatea. Vine pe fondul unor rulaje ceva mai mici decât media ultimelor luni la AFP, însă e o scădere destul de abruptă, 30 ceva la sută într-o singură ședință este destul de mult. În schimb, dacă urmărim un pic dinamica companiei pe ultimele luni, de fapt de la începutul lunii martie, de când s-a declanșat criza aceasta coronavirusului, vedem că AFP a scăzut în linie cu piața, evident, destul de abrupt, până aproape de un leu pe acțiune, după care a revenit și a avut o perioadă destul de... a revenit pe un prețul care este chiar prețul actual, acum de aproape 1,17, după care a avut o perioadă destul de agitată, de volatilă, evident, date și de și de dividendul pe care l-a acordat și perioada ex-dividend. Acțiunea a revenit spre 1,3 lei, după care, după dividend, a coborât la fel spre prețul actual. A avut din nou o perioadă de revenire spre 1,3 lei, după care acum iar a scăzut. Cred că este, aici este ce aș încerca să observ, este că, în general, compania și mi-e dificil să cred că FB va reuși să spargă paracul în perioada următoare, cel puțin, altfel de, cu excepția faptului în care vedem niște evenimente excepționale pe piață, mi-e greu să cred că va sparge pragul acesta de 1,25-1,3 lei, să spun, pe acțiune. Asta pentru că contează foarte mult aici price to book value, adică este investitorii se uită foarte mult la discount-ul față de valoarea PIB-ului net pe care îl are compania, și care foarte, foarte greu s-a apropiat și a depășit undeva 0,85-0,9. Dar, în fine, deci cumva trebuie să urmă nivelul de preț la care se tranzacționează, cred că acum nu pot să spun că mă surprinde neapărat, că este o surpriză, în schimb, da, scăderea dintr-o singură zi pare destul de mare. Vine pe fondul unor rulaje ceva mai mici, posibil să fi fost niște tranzacții din care câțiva investitori mai mari să-și lichidat câteva poziții, dificil de spus, dar este într-adevăr o scădere destul de mare pe care vă luam la ședința anterioară. Iulian, având în vedere că activitatea pe bursă este redusă în această perioadă, iar rezultatele semestriale încă nu au apărut pentru a da o direcție investitorilor, care a fost activitatea ta pe piața de capital în ultimele săptămâni și care va fi de aici înainte, până la raportările semestriale? E o întrebare bună. Contează foarte mult și sunt convins că foarte mulți investitori așteaptă să vadă ce se va întâmpla cu rezultatele la semestru. Asta pentru că rezultatele la trimestru nu neapărat au fost foarte relevante punându-le în contextul pandemiei și a crizei generată de pandemie. În schimb, rezultatele la semestru sau cu atât mai mult la uitându-ne pe izolând trimestrul al doilea din acest semestru, vor fi mult mai relevante și urmează să vedem cu adevărat în ce măsură companiile riscate au fost afectate de această criză. În ceea ce mă privește, eu am încă de la începutul, cred că de pe la finalul lunii februarie, mi-am lichidat destul de mult din portofoliul de piața locală, ce am păstrat, le-am pus în poziții păstrate și cumva coroborate cu niște protective put option pe care le am pentru piețele externe, cumva bazându-mă pe faptul că dacă piețele încep să cadă, vor cade destul de coordonat, și atunci am un element de protecție pentru portofoliul pe care l-am în România. Și sunt într-o perioadă în care aștept. Adică mai mult de 60 și ceva, aproape 70% din valoarea întregului portofoliu sau întregului întregii valori pe care o am alocate pe piața locală, o păstrez în cash momentan. Pentru că aștept foarte mult să văd cum se vor așeza lucrurile în perioada următoare. Mă aștept în continuare să apară volatilități. Mă aștept să apară companii care sunt atractive, care ajung la prețuri foarte bune. Motiv pentru care în perioada asta am tranzacționat destul de puțin. Mai degrabă am
așteptat oportunități de achiziții. Până la rezultatele financiare, ce crezi că ar mai putea ridica lichiditatea? Nu pot menționa un eveniment sau ceva eveniment anume care, de la care mă aștept să ridice lichiditatea, cu excepția unor situații sau informații care vin cumva din afara pieței de capital, mai degrabă din zona economiei sau chiar și prin sfera economiei, probabil informații legate de evoluția pandemiei. Dar la evenimente complete, punctuale, legate strict de piața de capital, nu am ceva în mine acum care m-ar face să cred că ar putea mișca piețele. Având în vedere că cei mai mulți așteaptă acum rezultate mai slabe de la emitenți și că probabil acum companiile se vor diferenția prin amplitudinea scăderilor rezultatelor financiare, te aștepți la scăderi majore ale prețurilor acțiunilor după rezultatele semestriale sau, așa cum spuneam, scăderi în funcție de cât de bine a fost îndeplinit BVC-ul, să zic? Nu mă aștept la scăderi semnificative, cu excepția situațiilor în care sunt evident niște surprize în rezultatele financiare. Adică în cazul în care avem companii care arată rezultate semnificativ negative față de aceeași perioadă anului anterior sau față de așteptările investitorilor și analiștilor, în cazul de acesta, cu siguranță vom vedea reacții destul de agresive aș spune ale investitorilor, atât în sus cât și în jos, depinde foarte depinzând de rezultate. Și spun asta, adică mă aștept la niște reacții mai, cumva mai agresive, pentru că orice informație, în general, care vine acum în perioada aceasta de incertitudine și de volatilitate în piață, tinde să fie exacerbată foarte mult de reacțiile investitorilor. Cred că asta s-a văzut și în ultimele luni. Deci, legat strict de rezultatele financiare, lăsând la o parte situațiile în care avem ceva surprize majore, fluctuații de peste 20-30%, în rezultate nu mă aștept ca ele să miște foarte tare piețele. Cred că, schimb, investitorii sunt mai degrabă mult mai atenți în perioada aceasta la ce se întâmplă foarte mult în mediul extern. Sigur, contează extrem de mult și rezultatele companiilor listate, dar cred că, așa cum simt acum, este că investitorii sunt mult mai atenți la și, dacă pot spune așa, ciulesc foarte tare urechile la ceea ce la informațiile care vin din mediul extern, mediul economic și, încă o dată, din mediul ce ține mai degrabă de situația și evoluția pandemiei. Iulian, știu că tu încerci să aduci companii la bursă, ai anumite discuții cu unii antreprenori. Ce s-ar putea face pentru a face bursa mai atractivă pentru antreprenorii care vor să se finanțeze prin intermediul acesteia? Ce crezi tu că ar lipsi sau că ar fi loc de mai bine? Nu știu dacă e o coincidență, dar într-adevăr e o perioadă în care în ultimele 6-8 luni de zile am început câteva discuții cu antreprenori din mediul de afaceri local, care am început discuții inițial fiind interesat de companiile respective ca investitor. De fapt, într-una din ele chiar sunt deja, în două dintre ele sunt deja investitori. Din păcate, din cele patru, una singură o pot și deja se știe despre e vorba de Hold, de care urmează să fie listate pe piața de capital cel puțin luna septembrie. Da. Celelalte patru sunt companii din diverse domenii ale mediului de afaceri. Sunt companii pe care, cu care am început discuțiile inițial, cum spuneam, ca fiind interesat ca investitor privat în cadrul lor, după care lucrurile au evoluat și pentru că nevoia lor de capital era mult mai mare decât ceea ce aș fi putut eu oferi ca investitor. A fost triggerul care ne-a făcut să declanșăm discuțiile pentru o eventuală listare. Eu încurajând aceste companii să meargă către piața de capital. Sunt companii care, adică părerea mea este că din aceste patru companii în afară de Holde, cel puțin trei se vor concretiza și se vor lista până la finalul acestui an. Sunt companii din domenii diverse, sunt companii care sunt sigur că vor da un suflu nou pieței de capital segmentului aero. Eu sper să, ca investitor, sper să vină din ce în ce mai multe companii pe piața locală. Ceea ce ne lipsește, să revin un pic la întrebarea de la care am plecat, sunt mai multe lucruri.
Și aș putea spune că în toată această perioadă de 6-8 luni în care am fost implicat alături de acești antreprenori în eforturile lor de a se, de a se lista pe piață, eforturi însemnând discuții cu, cu broker, cu investitor, cu, ca cu toți actorii implicați în piața de capital, am ajuns să cred că sunt câteva lucruri care, de care avem cu siguranță nevoie pentru a convinge acest antreprenor să-și aducă companiile pe piața de capital. Pe de o parte, și chiar vedeam, am văzut un studiu relativ recent care spunea că sub 3% din antreprenorii români iau în calcul piața de capital ca, ca pe opțiune de, de finanțare. E o cifră dezamăgitoare, dar pe cât de dezamăgitoare e, pe atât pot spune cu toată convingerea că nu este neapărat o cifră reală. Și nu este reală pentru că, de fapt, antreprenorii români, pe măsură ce stai de vorbă cu ei și reușesc să înțeleagă mult mai bine care sunt mecanismele pieței de capital, funcționează piața de capital, cum se atrage bani de la piața de capital, care sunt obligațiile ulterioare listării și așa mai departe, și după ce înțeleg că, de fapt, această piața asta de capital nu e așa o sperietoare și nu e neapărat un domeniu rezervat companiilor foarte mari, ci pot foarte bine și ca antreprenor cu o companie cu o cifră de afaceri de 3, 4, 5 milioane de euro să te listezi și să atragi capital. Odată ce încep să înțeleagă aceste lucruri și să înțeleagă și, să înțeleagă și mecanismele pieței de capital, sunt mult mai deschiși. Deci eu, de fapt, cred că deschiderea reală nu este de doar 3%. 3% este pentru că foarte puțin înțeleg, de fapt, foarte puțin antreprenori înțeleg, de fapt, ceea ce, ce este piața de capital. Spui că lipsește puțină educație financiară în acest sens. Da, da, categoric. Asta este un element esențial. Tot ce înseamnă de educația asta financiară strict legată de piața de capital. Și aici, sigur că e rolul a bursei în sine, a brokerilor din piață, a tuturor actorilor care sunt diverse organizații care au interese și care încearcă să susțină, să impulsioneze piața de capital și fiecare încearcă prin diverse eforturi să atingă dezideratul ăsta și să reușească să determine antreprenorii să-și aducă companii de la bursă. Deci asta este primul lucru pe care l-aș trece pe lista. Al doilea este, și l-am mai menționat și cu altă ocazie, cred că brokerii ar trebui să aibă un rol mult mai activ în piață și să-și înțeleagă un pic rolul din punct de vedere al determinării antreprenorilor și din punct de vedere al deschiderii către antreprenori de a ajunge la o formă de la o evaluare mult mai bună pentru ei. Aici am mai spus-o și cu altă, încă o dată, am mai spus-o și cu altă ocazie. Din păcate, cred că brokerii își privesc mult prea mult, se apleacă mult prea mult din punerea interesului către proprii lor clienți, către investitori și uită care este și interesul antreprenorilor. E foarte dificil să ne așteptăm că vom avea companii noi, antreprenori noi, care își vor aduce companiile pe piața de capital, dacă le propunem niște valori extrem de jos. Nu avem decât să așteptăm, dar lucrurile nu se vor întâmpla. Și în mai multe discuții pe care le-am avut cu diversi brokeri în piață, m-am lovit de această... De fapt, nu atât eu ca investitor, până la urmă și interesul meu ca investitor era evident să investez la o valoare cât mai mică. Fiecare investitor vrea acest lucru. Dar ca să putem aduce aceste companii pe bursă, trebuie să găsim, să reușim să găsim o zonă de mijloc, de compromis, dacă vrei, între așteptările investitorilor și între cele ale antreprenorilor, din punct de vedere al evaluării companiei. Asta este o mare problemă, din păcate, și am văzut, am fost foarte aproape de a eșua câteva discuții din cauza unor discuții legate de evaluare. Cei drept și antreprenorii vin uneori cu niște așteptări exagerate, și trebuie să înțeleagă și ei că e dificil să atragi capital de la niște investitori de pe piața locală care au niște așteptări destul de bine ancorate, date de istoricul pieței noastre de capital. Însă trebuie neapărat găsit această zonă de mijloc, de o credință a evaluării. Și mai sunt și alte aspecte
poate la fel de importante legate de forturile de listare și de atragere antreprenorilor pe piața de capital, dar cam astea sunt cele mai importante din punctul meu de vedere. Apropo de ce ai spus și mai devreme, o ultimă întrebare am pentru tine. Ce calități sau ce atribute ar trebui să aibă o societate listată pentru a investi tu în ea? Depinde, vezi, portofoliul meu ca altor investitori de la bursă e format din mai multe tipuri de companii și clase de active și tipologii de companii. Acum, în privința celor care vin pe piața aero, eu m-aș uita foarte tare, evident, pe lângă management, pe lângă echipă. Adică înainte de a investi încerc să înțeleg și să ajung să cunosc foarte bine echipa. M-aș uita să văd la care este potențialul de creștere ale acestei companii. Pentru că dacă este o companie care are un potențial semnificativ de creștere, de peste 20, 25, 30%, cum este cazul acestor companii cu care sunt în discuții și pe care sper să le vedem pe piața de capital până la finalul anului, aș putea accepta o evaluare ceva mai mare. Mai mare însemnând, aș putea să accept un price-earnings ratio, de exemplu, de semnificativ peste 10, cu o cifră la care se uită foarte mulți investitori și undeva o cifră în care s-au ancorat foarte, foarte mulți dintre investitori. Aș accepta pentru că, de obicei, când investesc în 99% din cazuri, investesc pe termen foarte lung și pot avea răbdare ca prin ratele de creștere ale acestor noi companii, indicatorul ăsta să scadă în timp și evident că scade. Deci echipă, rate de creștere, să fie evident într-o industrie suficient de atractivă și în care compania să-și poată construi și să-și construi de fapt un avantaj competitiv bun. Cam astea sunt cele mai importante. Sigur, ulterior intri în foarte multe detalii și mă uit la foarte multe aspecte, dar cam astea trei sunt cele mai importante. Bine, doamnelor, domnilor, mulțumim mult pentru atenție. Alături de mine a fost investitorul Iulian Cărciumaru. Iulian, mulțumim de prezență. Cu mare drag. Aceasta a fost ediția de astăzi a emisiunii Deschiderea de astăzi, cum va merge bursa. Ne auzim și mâine la aceeași oră cu un alt investitor la bursă. Numai bine!